2 milioane și jumătate de hectare de porumb și 500 de mii de hectare de floarea soarelui sunt la pământ. Este rezultatul fenomenelor meteo extreme din acest an. Câmpurile care nu sunt arse de caniculă sunt distruse de grindină, iar agricultorii fac și duc această luptă singur, fără vreun ajutor substanțial. Din partea statului mai ales, banii de la guvern sunt mult prea puțini, spun ei, și nu ajung pentru a-și achita nici măcar jumătate din datorii. Acum o lună și ceva, grindina, uitați ce a făcut la această floare. Mai mult decât atât, efectul secetei a și uscat-o. Nu știm ce o să mai luăm din această floare când intrăm la recoltat. De 13 ani, Marian cultivă porumb, floarea soarelui, grâu și orz. Anul acesta, vremea l-a pus la pământ de tot. Inițial, seceta i-a distrus aproape 70% din cultura de floarea soarelui, iar alte 50 de hectare au fost distruse de grindină. Deși a investit 5.000 de lei pentru fiecare hectar, spune că anul acesta nu va avea niciun câștig. Singura soluție ar fi despăgubirile, însă nu sunt suficiente. Nu știu dacă mai luăm 5-600 de kilograme pe hectar. Dacă ne dau, cum au promis, 250 pe maxim de euro, vă dați seama, sunt 1000 de lei. Haideți să fim serioși. Eu nu știu dacă scot 2000, 1000, 3000, până la 5000. Sunt bani. Nu știm cum o să scoatem la liman, dar e problemă. Nu o să avem de unde să plătim. Tot încercăm să facem credite pe la bănci. Nu ne acceptă. Măcar să ne ajute cumva cu băncile să ne înghețe anul ăsta la leasing-uri. Dacă ne-ar ajuta, am merge în continuare. Din toamna asta o predau. Deci dacă nu pot să achit leasing-urile, predau. Predau tot. Nu este singurul în această situație. La doar 10 km de ferma sa, 10 de hectare de porumb au fost arse de temperaturile ridicate din ultima perioadă. Anul acesta, peste 300.000 de fermieri au fost loviți de secetă. Estimările sunt că anul acesta producția de porumb va fi de 8 milioane de tone la nivel național, jumătate față de producția din 2018. Această cultură de porumb, care se întinde pe o suprafață de 60 de hectare, a fost calamitată în proporție de 90% de secetă. O să vă arăt acum exact cum arată un porumb pe timp de secetă. După cum puteți observa, nici măcar nu s-au făcut boabele de porumb. La ora actuală sunt afectate culturile de porumb și de floarea soarelui pe o suprafață totală de 2 milioane, 2 milioane jumate în proporție de 100%. Dacă ei nu primesc despăgubiri, nu au cum să reia procesul de producție, rămân datori la bănci, rămân datori la furnizorii de semințe, de pesticide, de motorină, încât nu știu ce se va întâmpla dacă statul nu-i va ajuta. Ceva despăgubiri. Acum se fac procesele verbale, iar din august ministerul va avea o situație clară cu ce se întâmplă pe câmp. Despăgubirile pe secetă în anii trecuți se ridicau la 800 de lei pe hectar, bani care nu acopereau nici măcar jumătate din investiția făcută de fermieri. Conform prognozelor, producția de porumb la nivel mondial va fi mult mai mică față de anul trecut. Astfel urmează și noi scumpiri.